Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu a oferit sportivilor locali mai bine de o lună de fotbal, în cadrul campionatului sugestiv intitulat Uniți prin fotbal. Competiția a fost găzduită pe terenul cu gazon natural din strada Plopilor și vineri seara a propus spectatorilor finalele campionatului. Pentru locurile 3 și 4 s-au întâlnit echipele Posesu și Videle și după un meci frumos și disputat, medalia de bronz a fost câștigată de echipa Posesu cu 10-7. Discutăm cu golgheterul finalei Mici. Cum a fost competiția? Competiția a fost una foarte organizată și plăcută, din punct de vedere și sportiv și al echipelor. Supărați că n-ați intrat în finala mare? Nu, deoarece băieții au două echipe foarte bune, foștii campioni naționali, ISU și ceilalți jucători profesioniști. Nu suntem supărați, pentru noi cred că a fost maxim. Ce am plăcut oferi firma, fiind numai colegi, numai barman și ospătari. Felicitări! Mulțumesc frumos! A urmat finala mare, parțial disputată în nocturnă, acest capitol fiind de lăudat organizatorii, dar și cei care administrează terenul de sport. De data aceasta s-au întâlnit echipele Vulturii și Salvatorii, meci de asemenea foarte disputat, dar care s-a detașat prin fair play și eleganța jucătorilor. Și pentru că cineva trebuia să-i învingă, a învins echipa Salvatorilor de la ISU, care astfel și-au mai trecut în palmares încă un titlu. Cum a fost competiția? A fost o competiție disputată, într-un spirit de fair play, o competiție frumoasă. Care este secretul succesului vostru? Un grup unit. Și atât. Spune totul. Un grup unit spune tot. Ați jucat mult fotbal împreună? Da, jucăm de mai mult timp. Jucăm din 2006. Pe lângă reprezentanții Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu, care au fost organizatorii competiției, la festivitatea de premiere a câștigătorilor au participat și reprezentanții sponsorilor acestui eveniment, respectiv ai grupului de firme Nova Force și ai televiziunii Giurgiu, dar și deputatul Florian Nicolae, care a susținut sportivii și întrecerea. Locul 2! Să le dăm și lada de bere, băieților! Locul întâi și felicitări pentru efortul depus și pentru participarea la această cupă. Echipa Salvatorii! Am participat cu plăcere la festivitatea de premiere a acestei competiții a sportivilor din Giurgiu. Sunt deosebit de onorat să mă aflu într-un cartier din municipiul Giurgiu, mai puțin cunoscut de autorități, dar foarte bine cunoscut de către sportivi, pe un teren de sport natural, în care a fost desfășurată o competiție cu tineri fotbaliști, cu multă pasiune, multă dăruire și o competiție reală, în care a fost câștigată, bineînțeles, de către toți participanții, pentru că așa le stă bine să facă sport și să facă și performanță din sport. Îi felicit și le urez să aibă parte numai de bucurii. Mai multe amănunte despre această competiție puteți urmări imediat după știri, în partea a doua a ediției speciale.